Imagini rare surprinse pe munții României, doi iezi de capră neagră care urcau o stâncă abrupt au fost surprinși de către angajații RomSilva. Capra neagră trăiește în zonele muntoase din Europa și Asia Mică, iar în țara noastră se pot găsi câteva mii de exemplare. Imaginile au fost surprinse în Parcul Național Retezat în timpul unei acțiuni de monitorizare a faunei desfășurată de Regia Națională a Parcurilor RomSilva. Masivul Retezat are o populație de capre negre de peste 200 de exemplare. Parcul se întinde pe o suprafață de peste 38.000 de hectare, unde conviețuiesc mai multe specii de animale sălbatice, printre care și prădători precum urși, lupi sau râși. Biodiversitatea parcului cuprinde și 185 de specii de păsări, aproximativ 1200 de specii de plante, dintre care 90 sunt endemice, adică se găsesc doar în anumite zone. Caprele negre trăiesc în grupuri de până la 30 de exemplare și se pot deplasa cu ușurință pe stânci abrupte, inaccesibile altor specii, unde se pot feri de prădătorii naturali ce se găsesc în parc. România are o populație de capre negre semnificativă. Mai specific, conform estimărilor specialiștilor, în țara noastră trăiesc peste 7.000 de astfel de mamifere.